Stimați spectatori, țin să-mi cer scuze de la începutul interviului ce va urma. Voi pune întrebări de cretin. Cretin. Nu te mai uita așa. Ce, dragă, ți-am spus să o invităm să ne învețe și pe noi cum să facem. Ce să înveți, mă? E o chestie pe care ori o ai, ori nu ai. Nu e adevărat. E ca și cum te-ar învăța cineva să fluieri. Tu știi, pe tine te-a învățat cineva să fluieri? Da! Când eram mic, mi-a spus, ții buza de sus țugăiată. Hai, mă, vezi buza de jos țugăiată, scoți aerul. Asta. Nu. Aia cu deștele nu poți să... Ai. E, da, aia poți tu, eu nu. Nu pot. Nu pot. Nu. Dar știi să râghi la comandă? Dă-mi o comandă. Deci, și asta ai învățat de la cineva? Da, păi nu era la comandă, râgheam doar când îmi venea. Nu, da, și acum poți la comandă? Da. Vezi? Ia, dă-mi comandă. Lasă-mă face. Stimați spectatori, Mimi! Da! Bine zis! Mihaela, rămâi în picioare, Mihaela. Spune noi? Eu o să stau jos. Și eu. A, nu, mai bine stai și tu. Deși... Ai mâncat astăzi, mamă mică, mă, ce să... Întâi întreabă dacă ești majoră? Da, sunt majoră. A, ai mâncat ceva azi? Nu prea. Nu mănânci de fel? Nu prea. De ce? Că nu mi-e foame de obicei. Mamă, mâncarea este ceva senzațional, uite-te la mine. Mimi, nu de asta te-am invitat să ne uităm la el. Da. Hai să ne uităm la tine când ne avem invitat, vrei? Nu, vreau cu tot cu invitat să mă afirm. Vrei să-mi... Mă rogi, ceva? Nu, vreau să-ți dau un pumn în cap. Da, te rog! Nu, lasă, că la ce frezai. Bun, Mimi, noi te-am invitat ca să mă fac eu de băcănie. Pentru că... Ok. Dacă mă poți ajuta. Voiam să te întreb. Cum faci tu treaba asta? Adică, ea e vlogăriță, vlogăriță de asta. Noi, dar vezi că e super... E super vlog. 670.000 de urmăritori pe YouTube. Asta am înțeles. Întrebarea mea este, de ce... Ce public țintă ai? Publicul meu țintă este de 14-20 de ani. M-ați înțeles? Mamaie! Ăștia e viitorul, colega, cu ăștia de filă. Peste 10 ani vor avea fix 25 ce ne trebuie. Păi ăștia trebuie să îi gâdilăm și noi, ți-am zis. Gâdilă-i tu. Eu peste 10 ani o să am 60 și nu o să mai aduc aminte că am gâdilat pe cineva. Deci stai liniștită, cu Alzheimer-ul ăsta nu te joci. Nu e adevărat. Iubita mea. Cum faci să te menții tot timpul în actualitate? Că te-am văzut și călare pe mătură, te-am văzut în tot felul de ipostaze. Îți vin ție sau o echipă care te inspiră? Nu, vin mie din diferite vloguri pe care le văd în afară sau mă inspir din seriale, din filme, din viața reală, din tot ce pot. Deci un fel de Seinfeld perpetu. Da. Trebuie să știi să vorbești? Da. Gen? Da, cred că orice ai face în viață trebuie să știi să vorbești. Pisicuța mea. Crede-mă, gen, am văzut multe gen la viața mea, gen, adică e complicat, gen, să mor de temi, gen, adică, lasă-mă așa. Zicea Dale Carnegie, la un moment dat, dom'le, zice, ca să faci bani, trebuie să ți se ducă vorba că ești un foarte bun speaker. Mimi e. Să-i dăm votul nostru și să vedem cine e Mimi. Mimi este una dintre cele mai de succes vlogărițe din România. Nu mai știu să ajung într-un timp atât de scurt la 1000 de abonați. Vă mulțumesc mult! Mimi și-a lansat canalul de YouTube dintr-o joacă, dar a ajuns să aibă, după numai 2 ani, peste 600.000 de abonați. Dacă ai primi $1 miliard pe YouTube, nu? M-aș văzut de școală ca să fac YouTube, logic. What you made me do. Are 20 de ani, este pasionată de actorie și își împarte viața între România și Anglia. Dar cine este cu adevărat Mimi? O cheamă Mihaela, însă prietenii îi spun Mimi încă din copilărie. Succesul ei în mediul online se datorează francheței sale în fața subiectelor tabu. Aveți impresia că dacă voi sunteți așa, dacă vouă vă plac persoanele de sex opus, trebuie să-i placă tuturor. Nu. Fiecare om e liber să aleagă ce vrea. A provocărilor nebune la care răspunde fără să stea pe gânduri. Mai ai 35 A sfaturilor pe care le dă tinerelor de vârsta ei. I don't know
if that's the secret that you wanted to hear from me, but like, that's one of my biggest secrets. Sau a furorilor pe care le face cu temele pe care le abordează. Povestea dezvirginării cu primul meu iubit. Ești groaznică, ești groaznică. Pe scurt, Mimi a devenit cunoscută în România și nu numai după ce și-a urmat instinctul. Au fost mulți cei care au descurajat-o, dar pentru că este o fire ambițioasă, a vrut să arate că se poate. A captat din ce în ce mai multă notorietate în mediul online, iar astăzi colaborează și cu alți vloggeri de succes. Și eu să mă ajute să mă pregătesc, pentru că eu trebuie să ies și trebuie să filmez un video cu el. Și mai întâi să-mi îndrepte părul cu placa. Bună, eu sunt Mimi și astăzi sunt aici cu băieții de la Noaptea Târziu. Salut, Mimi! Bună, Mimi! Cei mai frumoși și deștepți și bugați! Okay. La 2 ani, după ce s-a lansat în lumea vloggingului, Mimi se poate lăuda cu peste 37 de milioane de vizualizări, cu titlul de vloggerul feminin cu cea mai mare interacțiune și o invitație în calitate de speaker la una dintre cele mai mari conferințe din domeniu. Presupun că activitatea asta îți ocupă foarte mult timp. Da. Și te consumă pe tine pe dinăuntru. Nu chiar. Te expui mult. Da. Asta nu te consumă? Consumă, pentru că atât timp cât fac ceea ce îmi place, nu o simt neapărat ca pe o muncă. E pasiunea mea, adică tot ce fac în fiecare zi e o plăcere pentru mine. Cât de ți-a să te pregătești pentru un video, pentru un filmuleț pe care urmează să-l urci pe YouTube? 2 ore. Pregătirea? Da. Adică iau ideea, mă gândesc la ea, îți scrii ceva înainte sau pur și simplu ce-ți vine pe moment, dăm rec și... Spre exemplu, am unele vloguri scriptate, cum a fost cel în colaborare cu SOS Salvați Copiii, în care am vorbit despre educație sexuală. Pentru acela am stat, cred că, 3 ore să scriu doar scriptul și după încă 3 ore să mă pregătesc, adică psihic, la ăla chiar am avut nevoie să-l fac de câteva ori ca să pot, să spun chestiile alea. Să citești și să spui ceea ce aveai de spus. Pentru că avea o foarte mare încărcătură emoțională pentru mine, pentru că am vorbit despre experiența mea personală, prima mea experiență, care nu a fost atât de plăcută și am spus-o tocmai ca să pot să ajut alți tineri aflați în aceeași situație sau în situații asemănătoare și atunci a fost puțin mai greu să fac chestia. Tu având lângă tine pe primul tău partener? Nu. Ăla era? Nu era ăla? Nu. Era vorba despre dezvirginare la un moment dat cu partenerul lângă tine. Și ziceai că n-a fost o experiență plăcută. El știa? Adică... În video pe care l-ați arătat, era o poveste de pe Wattpad, adică era un fel de teasing pentru povestea dezvirginării, dar nu era povestea dezvirginării și tipul care era lângă mine era un alt YouTuber, nu era băiatul... Ei se ajută între ei YouTuberi. Poți. Eu am văzut la televizor o fată frumoasă care spune, el e băiatul care, prima oară, și ăla zicea, ești groaznică, ești groaznică. Eu ce am înțeles? Acum vine ea și spune, bă, prima oară nu a fost tocmai ce trebuia. Și mă gândeam, ăla care zicea, ești groaznic, ești groaznic, știa dinainte că și el a fost groaznic, groaznic? S-a aflat atunci și a făcut atac vascular. Nu, băiatul din video respectiv nu era primul meu iubit. Da, când ai făcut un filmuleț despre primul, i-ai dat numele? Nu, nu i-am dat numele. A, deci nu se face așa. Deci nu e așa, e ca la televizor. Asta cu franchețea, asta, până da. În plăsele. Adică e ca la noi, bă, mai un pic după perdea. Da, nu? Adică... E cam același lucru, nu te duci pe internet să-i spui, bă, m-am dus cu Teo și am mâncat mici la ora 3. Nu e frumos. Nu. Asta, deci... Dar de ce nu? Pentru că... Secretele rămân secrete. Care e limita între adevăr și ficțiune în vlogurile tale, de pildă? Wow. Depinde de vlog, depinde de subiect. Adică? Păi, spre exemplu, în majoritatea vlogurilor cu challenge-uri am o stare super bună și vreau să dau un vibe bun. Bun, perfect. Și atunci în vlogurile alea nu sunt neapărat ceea ce sunt eu în fiecare zi, pentru că în fiecare zi știm cu toții că nu suntem fericiți non-stop. Și atunci filmez doar în zilele în care am un vibe bun. Trebuie să pui în fiecare zi ceva? Nu, o dată pe săptămână. Asta pe YouTube? Da. Pentru a-ți crește pagina de Instagram și Facebook, am observat împreună, Teo deja are 350.000, câți ai pe Instagram? 328.000. Cealaltă și bifulița e ce trebuie.
pe noi doi ne măcina treaba asta. De exemplu, pe Instagram trebuia să pui multe instastory-uri de alea. Sunt mulți care se nimic, stau și nimic. Multe instastory-uri, se nimic. Tâmpenie. E așa? Adică trebuie să ajungem la nivelul ăsta în care să nu arătăm nimic, doar de dragul de a arăta nimic? Păi, eu personal, pe Instagram, mă conectez mult mai mult cu comunitatea mea, pentru că în fiecare zi, într-adevăr, postez absolut tot ce fac pe Instastories. Bine, nu chiar absolut asta tot, zic. Dar, nu știu, highlight-urile zilei cu siguranță o să fie pe Instastories. Da. Și pe Instagram încerc să pun cel puțin o dată pe zi o poză. Aha. Deci, măcar o dată pe zi, o poză trebuie pusă pe Instagram. Nu că noi învățăm acum asta, știi că suntem ca învățat ce ești? Eu merg pe instinct. Eu nu vreau nimic de la aceste rețele. N-am nevoie de nimic de la oamenii care mă privesc, pentru că nu trăiesc din asta. Trăiesc din asta. Și atunci îți dai seama că mie îmi dă asta oarecare libertate. Da. Tu trăiești din ce faci? Da, eu trăiesc din YouTube și Instagram. Adică câștigi bani, la asta ne referim. Da. Ha? Și se câștigă bine. Da. Cum, Dumnezeu, crezi tu că la un moment dat când o să înceapă să se trieze, presupun, lumea asta a oamenilor care au zero postări și urmăresc pe toată lumea, la un moment dat ăștia o să dispară, sper. Probabil. Știi, aia care înjură, care au zero postări și care dă, scriu ție și... La un moment dat, probabil o să rămână vreo câțiva. Ce o să se întâmple cu ceilalți? Care vor și ei să trăiască, așa cum o faci tu, din Facebook și Instagram. Păi e foarte multă muncă să trăiești din Facebook și Instagram și YouTube. Adică nu poate oricine să facă chestia asta. Aici am vrut să ajung și să ne explici și nouă tuturor cum Dumnezeu, de ce se așteaptă toată lumea să trăiască din Facebook și Instagram, ci numai puțin reușesc. Deci pentru e o meserie ca oricare alta, cumva. Da, este o meserie ca oricare alta. Adică eu, ca să îmi mențin Instagram-ul și YouTube-ul la nivelul la care sunt, muncesc enorm. Adică trebuie să fac destul de des photoshooting-uri, să stau după aia să selectez pozele, să le editez, să fac, am aplicații care îmi arată cum o să arate feed-ul meu, ca să le pun în așa fel încât să arate bine pe feed, în cazul în care orice brand ar vrea să se asocieze cu mine, să-i placă cum arată feed-ul meu și trebuie să fiu foarte atent la ce spun, la ce fac, la oamenii cu care mă asociez, la... Mimi, ești un influencer? Nu știu dacă... Nu, eu când m-am apucat de YouTube, nu mă gândeam că o să fiu influencer sau că părerea mea o să influențeze alți oameni, dar în momentul ăsta cred că, da, sunt influencer. Ești un om fericit cu ceea ce faci? Da, sunt fericită. Dacă ar fi să le dai un sfat tuturor celor care fac astfel de vloguri, mai puțin reușite, dar cu toate astea încearcă, care ar fi sfatul tău pentru ei? Cred că în domeniul ăsta, cheia succesului este perseverența și... ambiția, nu știu. Cred că răspunsul corect din partea ta, Mimi, ar fi fost, dacă v-ați apucat acum, dați-vă la o parte că vin peste voi. Tăvălup, 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 tăvălup. Îți mulțumim foarte mult. Mulțumesc. N-ai cum să rogi un profesionist să dea un sfat altora care vor să-l muște de cutare. Păi nu. Deoarece nu se face. Înțelegi cum se face televiziune cel mai bine? Așa cum simți. Doamnelor și domnilor, m-am întâlnit nu de mult cu prietena mea, Denisa Rechifor, care se pricepe foarte bine la diamante și mi-a băgat un fel de lupă așa în ochi și mi-a arătat un diamant și m-am pierdut în el ca într-un univers paralel. Mi-ar plăcea tare mult să vă facă și pe dumneavoastră să simțiți cam același lucru.